Salutare, salutare, dragii mei. Astăzi suntem în Alpi. Suntem James Bond pentru o zi. Asta pentru că astăzi conducem legendarul BMW Z8. Acest lucru este posibil datorită celor de la BMW Group Classic, care ne-au invitat în Alpi să conducem câteva mașini clasice și să vedem exact ce se întâmpla în anii în care ele au fost construite. E o experiență unică și n-aș putea să o recomand mai mult. E ceva, sunt foarte onorat că am fost invitat aici. Bun, haideți să vorbim despre Z8. Mașina asta e considerată de mulți drept cea mai frumoasă mașină făcută vreodată de BMW. Și sincer, nu îi contrazic. Este o mașină superbă, are un design care va rezista testul timpului și sunt sigur că va continua să întoarcă privirile oamenilor chiar și peste încă 20 de ani. Cum a luat ființă acest model? Ei bine, Z8 a fost, legenda spune că în 1993, unul dintre oamenii care avea un loc în bordul de conducere al BMW Group a avut ocazia să se plimbe cu un BMW 507, legendarul Roadster de la marca bavareză, Roadster care a fost atât de apreciat și iubit încât acum are niște prețuri cu adevărat exorbitante. Ei bine, după ce a condus un 507, eroul nostru a întrebat pur și simplu de ce BMW nu are în zilele alea, în anii 90, o mașină la fel de bună și la fel de interesantă ca 507 Roadster. Și asta a pus pe gânduri foarte multă lume și a început developmentul unui concept inițial, pentru că BMW chiar nu avea de gând să pună Z8 în producție. Și în acele timpuri Chris Bangle era șeful designului de la BMW și a decis să se apuce de lucrat la acest model împreună cu un alt nume legendar din industrie, Henry Fisker. Cei doi au creat această frumusețe pe care o vedeți aici și au prezentat-o inițial sub forma lui Z07 Concept. Z07 pentru că era un throwback pentru 507-le original. Și acel Z07 Concept a fost prezentat la Tokyo, dacă nu mă înșel, iar primirea a fost atât de călduroasă, oamenii s-au declarat atât de interesați de mașină, încât BMW pur și simplu a trebuit să o pună în producție. Ca să facă asta, au împrumutat piese de la mai multe mașini, dar au făcut un șasiu special pentru ea, din aluminiu, și un șasiu care era făcut în Garching și trimis în Munich pentru ca mașina să fie finisată manual. În același timp, cei care se ocupau de filmul, de franciza James Bond, au vizitat sediul BMW și au văzut conceptul și aceștia au zis că nicio altă mașină nu ar putea fi următoarea Bond car în filmul lor și nu au vrut să plece până BMW nu a acceptat să le ofere Z8-ul pentru a fi folosit în film. Problema e că atunci când s-au făcut filmările, mașina nu era gata, așa că pentru filmări s-au folosit niște replici făcute din fibră de sticlă. Una dintre ele chiar fiind foarte faimos, tăiată în jumătate. Așa, practic, a devenit Z8 mașina Bond car. Haideți să vorbim puțin despre partea tehnică. Deci avem un șasiu de aluminiu. Aceasta este prima mașină cu motor V8 făcută de BMW care are puntea spate multilink, o suspensie multilink pe puntea spate, deci este primul V8 multilink pe puntea spate. Și frânele sunt luate de la BMW 750i. Motorul cel mai important este motorul și cutia de viteze. Sunt luate de la E39 M5, avem de a face cu un
S52 de 4,9 litri cu 400 de cai și 500 de Nm, un motor care este absolut delicios și are atât de mult cuplu încât pur și simplu poți să mergi absolut oriunde în treapta a treia sau a patra fără să schimbi foarte des vitezele. Bineînțeles, având un motor de M5, foarte multă lume a crezut că Z8 este o mașină sportivă, dar nu asta era ideea din spatele Z8. Z8 trebuia să fie și a devenit o mașină de grand touring mai mult. Este o mașină confortabilă, dar care are destulă putere încât să meargă destul de repede. Face 100 în 4,7 secunde. Dar nu asta e ideea. Când ești într-un Z8, nu te grăbești. Când ești într-un Z8, admiri priveliștea cum suntem noi aici în Alpi. Practic, trebuie să te bucuri de experiență, nu să te grăbești să ajungi la destinație, ci să trăiești călătoria. Designul acestei mașini este cel care impresionează cel mai mult. Are foarte multe elemente care amintesc de 507 Roadster, cum ar fi grilele de pe aripile față, care sunt aproape identice ca formă, dar un pic aduse în contemporan. Dar chiar și interiorul, care este foarte simplu, foarte minimalist și de aia va rezista foarte, foarte mult timp. Interiorul, după cum vedeți, este foarte simplu, are 4 ceasuri pe mijloc. Nu ai niciun fel de... ai un computer de bord aici jos, dar nu este foarte important. Ai un vitezometru, un turometru, un ceas și două indicatoare pentru benzină și temperatură. Atât. Ai un buton pentru lumini și fiecare dintre acestea se simte foarte bine la atingere. Fiecare are un feeling foarte plăcut. Pielea este foarte, foarte plăcută la atingere. Ai o siglă Z8 aici în spate. Este absolut, este... totul este minimalist și arată extrem de bine. Avem și un buton sport aici jos, lângă butonul de avarii. Butonul sport, practic, îți oferă un răspuns mai bun în pedală. Și am eu impresia, dar nu sunt sigur, că direcția devine un pic mai fermă. Vorbind de asta, direcția nu este cea mai precisă. Mașina nu este cea mai agilă mașină de pe planetă. Având capota atât de lungă și roțile atât de în față, uneori te simți deconectat de ele și nu ai foarte mult feedback prin volan. Dar, repet, asta nu este o mașină sportivă. Este o mașină făcută să te plimbi cu ea prin oraș, prin Alpi și așa mai departe. Neapărat cu acoperișul jos, deși astăzi sunt în jur de 11 grade, eu mi-am dat acoperișul jos. Trebuie să spun că sunt surprins că BMW nu a incorporat un deflector de vânt în această mașină. Deci vântul te bate în cap non-stop la orice viteză. Dar, sincer, nu e o problemă, mai ales că având acoperișul jos poți să auzi foarte, foarte bine acest motor de 4,9 litri V8, care sună genial. Practic, cel mai bine îi stă acestei mașini când conduci pe lângă un perete și apeși pe accelerație câte un pic să auzi motorul. Cam acestea ar fi punctele esențiale. La exterior, bineînțeles, designul vorbește de la sine. Nu trebuie să vă mai spun eu că este extrem de frumos. Designul este absolut minunat. Ce aș vrea să menționez este faptul că BMW a implementat lumini folosind neoane pe această mașină pentru semnalizări și stopuri, spunând la vremea aceea că acestea vor ține toată durata de viață a mașinii, nu vor trebui schimbate niciodată și că de asta au luat această decizie. În același timp, BMW a declarat atunci, pentru că ei voiau să facă mașina asta într-un volum foarte mic, să devină imediat o mașină de colecție, ceea ce s-a și întâmplat, dar în numere mai mari, au declarat atunci că vor face piese de schimb pentru 50 de ani, astfel încât colecționarii să nu-și facă griji din punctul ăsta de vedere. Nu știu dacă s-au ținut de cuvânt sau nu, probabil că da. Și dacă vrei să-ți găsești piese de schimb acum pentru mașină, sigur, sigur găsești. Așadar, Z8 este practic un fashion icon în ziua de azi. Dacă găsești una, probabil te va costa peste 150.000 de euro, una într-o stare bună. Mașina pe care o conducem are 40.000 de kilometri și e decentă, e într-o stare decentă. A fost o absolută plăcere să o conduc și este o ocazie pe care o întâlnești odată în viață, cel mai probabil. Și v-aș recomanda, dacă aveți vreodată oportunitatea să conduceți Z8, pur și simplu să mergeți cu el, pentru că este o mașină absolut superbă. Acestea fiind spuse, acesta a fost review-ul meu despre BMW Z8. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share și subscribe să ținem acest canal în viață.
Și dacă aveți alte întrebări despre mașină, sunt mai mult decât bucuros să vă răspund în secțiunea de comentarii.